pui singur semnătura. Una e valabil 360 de zile. Dacă cumperi 20, numai 30 de zile. Bună ziua tuturor, onorată asistență, excelențe, stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la masterclass-ul Oportunități de export în Marea Britanie, un eveniment organizat de proiectul Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului, cunoscut sub denumirea scurtă Ad Trade, care este finanțat de Suedia, Marea Britanie și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Îmi spune Natalia Custaș, sunt responsabilă de comunicare în cadrul proiectului ATRADE și astăzi am onoarea să moderez acest eveniment. Pe parcursul următorilor 2 ore vom discuta despre oportunitățile pe care le oferă piața Marii Britanii pentru producătorii autohtoni și cum ar putea ei valorifica potențialul pieței britanice, ca urmare a semnării acordului de parteneriat strategic între Marea Britanie și Moldova. Și în acest context vom prezenta în premieră concluziile și recomandările unui studiu realizat recent la acest subiect în cadrul proiectului ATRADE. De asemenea, vom vorbi astăzi despre condițiile de comerț după Brexit, despre perspectivele, dar și provocările pe care trebuie să le depășească exportatorii în contextul crizei pandemice. Aflăm de la experți în domeniu care este profilul, preferințele consumatorului din Marea Britanie, ce produse moldovenești sunt competitive pe această piață și care sunt canalele de vânzare. Salutăm prezența excelenței sale, doamna Angela Honomariov, ambasadoare a Republicii Moldova în Regatul Unit, și discutăm astăzi cu doamna ambasadoare despre asistența pe care o acordă ambasada pentru dezvoltarea relațiilor comerciale bilaterale și eventual despre recomandările practice pentru antreprenorii care doresc să ajungă și să se consolideze pe această piață. Cred că toți antreprenorii vor dori să afle despre tehnicile și strategiile de promovare a produselor autohtone pe piața britanică. Și în acest context, doi antreprenori din Republica Moldova, care deja se bucură de succes pe piața britanică, vor împărtăși cu noi experiența lor și lecțiile învățate. Astfel încât, atunci când se gândesc să cucerească această piață, să pornească la drum cu temele pentru o casă bine pregătite. Sunt sigură că mulți dintre domniile voastre vor dori să adreseze întrebări astăzi vorbitorilor noștri și pentru asta avem disponibilă opțiunea de chat. Puteți scrie întrebările în română sau în rusă, cum vă este comod, pentru că avem asigurată traducerea în 3 limbi, în română, rusă și engleză. Noi vom încerca să răspundem la toate întrebările pe parcursul evenimentului, iar dacă nu ne încadrăm în timp, vom transmite răspunsurile ulterior. Țin să menționez că acest eveniment face parte dintr-un șir de masterclass-uri tematice organizate de proiectul ATRADE pentru antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Și acest lucru este posibil grație asistenței oferite de Suedia, Marea Britanie și PNUD. Și astăzi suntem onorați de prezența domnului Gary Davis, șef adjunct al misiunii Ambasada Marii Britanie la Chișinău, căruia am deosebită plăcere să-i ofer acum cuvântul. Domnule Davis, vă salutăm și vă mulțumim mult că sunteți alături de noi și nu doar astăzi. Aveți cuvântul. Domnule Davis, can you hear me now? Yes, thank you. Super. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Mă bucur că avem acest eveniment în această dimineață și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi în această zi foarte posomorâtă și umedă din Chișinău. În primul rând, aș vrea să vă vorbesc puțin despre proiectul ATRADE, care activează pe ambele maluri ale râului Nistru și care
analizează oportunitățile de afaceri acolo și proiectul este sau oferă de fapt anumit sprijin adaptat pentru afacerile de pe ambele maluri ale râului pentru a consolida și a dezvolta capacitățile necesare pentru a spori comerțul și a concura pe piețele europene, piețele europene inclusiv și Marea Britanie, desigur. Și în această dimineață, în sesiunea de dimineață, de fapt, este foarte bună în relația noastră bilaterală. Noi avem un tratat strategic, de parteneriat strategic și cooperare, care reglementează modul în care se desfășoară afacerile între țările noastre și cum putem crește într-o perioadă în timp în care țările din toată lumea încearcă să-și revină în urma impactului economic pe care l-a avut pandemia asupra lor, atât proiectul la trade, precum și acordul nou între țările noastre două, sunt aici pentru a facilita și a stimula creșterea. Și eu sunt foarte bucuros că aproximativ 50 de companii sunt susținute în cadrul proiectului A3 în vederea accelerării exporturilor și 31 de companii tinere și startup-uri, inclusiv cele care sunt deținute și conduse de femei, sunt sau pot fi susținute. Acestea sunt au producție de o performanță înaltă și la baza acestora este anume oferirea celor competențe și mentorat pentru afacerile lor ca să poată înflori în continuare. Echipa mea de aici, din Ambasada Britanică și partenerii noștri de la PNUD și Suedia, au vizitat o parte din beneficiarii A-Trade. Noi am fost chiar impresionați de energia și acest spirit antreprenorial și mentalitatea antreprenorială de a dezvolta produse noi, inovative și durabile în această lume verde pe care încercăm să o promovăm pentru a crea aceste parteneriate cu producătorii de pe malul drept și să beneficiem împreună și să promovăm în continuare pe piața europeană. Un exemplu fiind Biofrost de pe malul drept, care a primit $15,000, care sunt parteneri cu alții de pe malul drept, care încearcă să securizeze exportul pe piața românească și ne sperăm că expansiunea aceasta îi va duce mai departe spre vest, inclusiv până la Marea Britanie. Cu toții cunoașteți că Marea Britanie este o economie enormă, este o populație foarte mare. De obicei, suntem una din cele mai mari economii din lume, a 5-6 economii. Noi suntem, avem o cultură și de afaceri, un peisaj de afaceri foarte bogat și divers în mai multe sectoare. Eu mă uit la unele companii de aici, Yendava, de exemplu, care a fost creată de un businessman din Marea Britanie, care este o companie înfloritoare, care s-a extins în toată lumea absolut și expansiunea lor a fost una foarte remarcabilă, chiar și în cei 3 ani de când mă aflu eu aici. După aia mai avem și Dac Hermes, care vinde Jaguar și Land Rover în diverse părți ale lumii. Noi la fel avem alte domenii, cum ar fi bunuri și servicii, în care sunt sănătoase, dar trebuie să facem mai multe și eu cred că noi putem să facem mai multe și sper că conversația aceasta pe care o să avem astăzi și cei care vor vorbi după mine vor putea să ne aducă în lumina reflectoarelor aceste oportunități de afaceri pe care le putem avea cu Marea Britanie și perioada de până la pandemie, fiindcă avem, să zic așa, niște indicatori economici neobișnuiți la moment, dar până în martie 2020, atunci când coronavirusul a venit în Republica Moldova, businessul dintre Marea Britanie și Moldova a crescut cu peste 300%. Eu, ca director de țară, avem și ofițeri de politici în domeniul comerțului. Vă rog să vă adresați la noi în caz că aveți întrebări, să aveți anumite solicitări și aveți nevoie de anumite servicii din partea noastră. În rezumat, am să spun că sunt încrezut, că sunt confident că acest proiect
și piața de export în viitor va consolida parteneriatul nostru între oamenii de afaceri. E vorba de afaceri între oameni și, pe lângă aceasta, un mediu de afaceri în care bancul malul stâng și malul drept și companiile de pe ambele maluri pot colabora între ei și să facă afaceri împreună peste tot pe continentul european și în Marea Britanie, ceea ce poate genera doar prosperitate economică, durabilitate și securitate pentru moldoveni și viața lor. Deci vă doresc tuturor o discuție foarte bogată și fructuoasă. Din păcate, eu va trebui să plec pe la 10:30, dar sunt gata să răspund la orice întrebări până atunci și dacă nu reușesc, atunci am să rog moderatorul să-mi transmită întrebările mie și eu am să răspund ulterior la ele. Vă mulțumesc mult! Domnule David, și noi vă mulțumim pentru acest mesaj și pentru susținerea oferită. Acum am deosebită plăcere de a oferi cuvântul excelenței sale, doamnei Dima Alcatib, reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova. Doamna Alcatib, vă salutăm! Bună ziua! Excelență, vă mulțumim și vă rugăm! Aveți cuvântul! Good morning. Thank you, Natalia. Bună dimineața! Mulțumesc, Natalia, și bună dimineața tuturor, dragi prieteni, parteneri, colegi, excelențe! Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici cu dumneavoastră la deschiderea acestui masterclass cu privire la oportunitățile de export în Marea Britanie, organizată în cadrul proiectului A-Trade, care este un parteneriat de pionierat și cu ambasada Suediei și a Marii Britanii, încercând să îmbunătățim condițiile de viață a oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. Și la fel, reiterând ceea ce ați menționat chiar tocmai acum, noi cu toții cunoaștem că ultimii 2 ani de când suntem în pandemia coronavirus a adus niște provocări fără precedent atât pentru afaceri din Republica Moldova, precum și toți oamenii, încercând să se ajusteze la cerințele în schimbare și a afectat, desigur, că și comunicarea noastră și această criză de sănătate publică, desigur că a contribuit și asupra devastării veniturilor gospodăriilor casnice. În cadrul acestui proiect, PNUD lucrează cu peste 2000 de companii care sunt afectate de pandemie în vederea identificării soluțiilor de adaptare, de digitalizare, de orientare, de preluarea unor modele de digitale de activitate în continuare. Și evenimentul de astăzi este deosebit de important în acest sens. Acesta accentuează importanța DCFTA și a parteneriatului strategic și a acordurilor de cooperare și oferirea unor fundamente solide și transparente care să abiliteze oamenii din Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește accesarea piețelor și poziția lor pe piață. Deci business-ul trebuie să fie pregătit și bine informat și despre aceste oportunități. Și dați-mi voi la fel să mai accentuez și rolul sectorului privat. Sectorul privat, atât angajatorii, investitorii, contribuabilii, inovatorii și generatorii de cunoștințe, pot și trebuie să acționeze în calitate de parteneri de dezvoltare, contribuind la dezvoltarea durabilă și în diverse domenii, cum ar fi asigurarea locurilor de muncă, beneficii sociale, implementarea tehnologiilor noi, parteneriate public-private, contribuții la bunurile sociale publice, printre multe alte lucruri. Și parteneriatul nostru cu sectorul privat este și va continua să fie o prioritate pentru noi, pentru activitatea noastră aici. Și investițiile în dezvoltarea afacerilor necesită investiții durabile și strategii pentru Moldova în întregime. Desigur că realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care noi încercăm să le realizăm la nivel global nu poate fi realizat fără implicarea sectorului privat. Și această declarație este valabilă nu doar pentru proiectul A-Trade și pentru locuri de muncă și altele, dar la fel pentru toate domeniile de dezvoltare durabilă. Și cu acesta aș vrea să vă mulțumesc pe toți și să vă doresc toate cele bune și o discuție cât mai fructuoasă pentru astăzi, pe care vom fi și noi interesați să auzim care vor fi rezultatele acesteia. Deci vă mulțumesc și, Natalia,
Vă invităm să rămâneți și în continuare cu noi, vă mulțumim încă o dată și pentru cuvântul de salut și pentru sprijinul oferit. Cum spuneam din start, masterclass-ul de astăzi are ca punct de pornire un studiu privind avantajele competitive ale produselor din Republica Moldova pe piața Marii Britanii. Acest studiu a fost realizat recent de un grup de experți la inițiativa și în cadrul proiectului AdTrade. Principalele concluzii și recomandări ale acestui studiu urmează a fi prezentate astăzi în premieră. Și pentru asta îi ofer cuvântul domnului Cornel Coșer, expert în cadrul companiei Ask Partners. Domnule Coșer, bună ziua și bine ați venit! Vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii cu privire la contextul acestui studiu, eventual principalele recomandări, sfaturi practice pentru valorificarea potențialului oferit de piața britanică. Noi, iată, ne-am pregătit carnețelele pentru notițe și pixurile și vă ascultăm cu mare atenție. Natalia, mulțumesc! Bună dimineața, colegi, parteneri, dragi oaspeți! Într-adevăr, oportunitatea de a realiza un astfel de studiu este una foarte interesantă, în special în contextul acordului strategic semnat și votat recent în noiembrie de către Parlamentul Republicii Moldova. Deci avem un acord deja în forță, un acord strategic lucrativ. Și pe această cale vreau să felicit atât Republica Moldova cât și Marea Britanie cu aceste eforturi care abia încep, care sunt la început de cale bilaterală, așa cum acest acord sau această înțelegere între țări ne pune cumva într-un cadru special. Deoarece acordurile sunt semnate de către ambele părți, sunt bilaterale, avem de valorificat și, cum spunea și domnul Davis, putem face mai mult, într-adevăr, în baza acestui acord, pentru că avem toată deschiderea și toată oportunitatea să implementăm aspecte diferite. Din punct de vedere comercial, democrație, relații bilaterale, nu știu, colaborare pe diverse aspecte în ce ține de infrastructură și o serie de alte puncte la care mă voi referi. Ceea ce vreau să zic din start este că studiul respectiv a fost realizat cu suportul partenerilor de dezvoltare și noi vom încerca să prezentăm astăzi câteva teme de bază, câteva teze de bază, da? Însă, din câte știu, avem toată deschiderea din partea colegilor de la UNDP, respectiv la echipa AdTrade, ca să împărtășească acest studiu sau constatările cheie cu toți cei care vor să vadă mai în detaliu constatările acestui studiu, ideile de bază, precum și aspectele care le-am recomandat. Aspecte de fapt foarte practice și care se axează pe diverse dimensiuni, atât pe partea privată, cât și pe partea inițiativelor publice. Dacă îmi permiteți, o să împărtășesc cu dumneavoastră ecranul și o să vă rog să-mi ziceți dacă putem vedea acest ecran, dacă se vede. Îndată fac un share la prezentare și o să mergem nemijlocit pe rezultatele deja a studiului. Cum ziceam, contextul este destul de interesant. Este un moment favorabil să discutăm despre resetarea, dacă vreți, acestui parteneriat, pentru că asistăm, suntem martorii la câteva evenimente cruciale, aș zice, da? Pe de o parte, vorbim despre, evident, pandemia de COVID-19, care a constrâns companii, sector public și alte entități economice să reconsidere felul în care lucrează, felul în care creează parteneriatele. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem un fenomen care se numește Brexit și care de fapt afectează nu doar relațiile Republicii Moldova cu Marea Britanie, dar în general este o reformatare a felului în care sunt construite aceste parteneriate dintre Marea Britanie, Uniunea Europeană, dar și în general la nivel global, așa cum ulterior și cum cunoaștem deja, Marea Britanie a inițiat semnarea a 10 de acorduri strategice bilaterale și noi am avut ocazie și am fost favorizați să fim unul din acești parteneri cu care Marea Britanie are astfel de acorduri. În acest
cu context, o să încercăm să scoatem în evidență punctele de bază pe de o parte, pe de altă parte să discutăm despre potențialul comercial al relațiilor noastre, unde suntem acum, care ar fi perspectiva acestui potențial, cum vedem noi în baza rezultatelor studiului măsurile care ar dinamiza acest parteneriat, iar pe de altă parte vom discuta și despre niște lucruri mai soft, da? Care țin de creare de parteneriate, modele de intrare în piață și felul în care percep produsele consumatorii britanici. Cu această ocazie și cu permisiunea dumneavoastră, aș începe prin a face o comparație de țară, prin a profila relațiile noastre și a înțelege who is who, da? Cu cine avem de-a face, cine sunt acești parteneri, de fapt, atât Marea Britanie, cât și Republica Moldova. Din această perspectivă vom vedea că, evident, Marea Britanie deci este o economie semnificativă, variază de la an la an, dar în mare parte este a șasea economie cea mai mare din lume, ce respectiv implică și o putere mai mare de cumpărare din ceea ce vedem aici pe ecran. Deci Marea Britanie are o putere de cumpărare de 10 ori mai mare decât un cetățean al Republicii Moldova. Deci un britanic își permite de 10 ori mai multe lucruri sau servicii pe care și le poate cumpăra. Totodată, țara excelează la tot ce ține de mediul de afaceri, la competitivitate și se clasează stabil în ultimii 5 ani în top 10 economii la nivel mondial din perspectiva atât a indicatorului de doing business, a felului în care este ușor și propice să faci afaceri, cât și la felul cât de competitivă este această piață internațională. Și acum, când încercăm să facem această potrivire între importurile Marii Britanii, între profilul acestui import și între ceea ce de fapt Republica Moldova exportă, și când vrem să căutăm aceste similitudini, observăm că două produse specifice, deci vorbim de medicamente și de vinuri din struguri proaspeți, sunt de fapt produsele care reprezintă o ofertă a Republicii Moldova pe piața Marii Britanii. Totodată, aceste produse se regăsesc chiar în top 20 de produse importate de Marea Britanie în general. Ne mai vorbim de faptul că o să vedem ulterior că pe lângă aceste produse, Republica Moldova are din ce în ce o ofertă mai diversificată pe piața Marii Britanii și trecem treptat de la un export de produse de materii prime, cum ar fi, de exemplu, produsele agricole primare, deci vorbim de semințe de floare soarelui, vorbim de cereale. Și deși acest comerț după Brexit și în perioada pandemică, evident, a suferit diminuări, antreprenorii noștri încearcă să lege conexiuni strânse cu partenerii britanici și să ofere din ce în ce produse, dar dacă vreți, cu un grad de procesare mai înalt, cum ar fi, de exemplu, vinuri, textile croșetate și o serie de alte produse care deja se diferențiază semnificativ de produsele primare cu care noi tradițional eram reprezentanți pe piața britanică. Un moment important aici este faptul că în ciuda Brexitului, dacă vreți, Marea Britanie continuă să fie puternic legată de piața europeană. Și aici, în top 10 țări de import ale Marii Britaniei, vedem că 7 țări, 7 din 10, continuă să fie parteneri europeni. Deși China a devansat în ultimii 3 ani Germania ca și țară furnizoare de bunuri în Marea Britanie, totuși, acest top este sau continuă să fie dominat de țări europene, ceea ce și este firesc din perspectivă geografică, a relațiilor puternice care s-au stabilit între Marea Britanie și restul continentului în cadrul Uniunii Europene și, în general, a faptului că aceste economii sunt organic legate, organic dependente, ce ne bucură, pentru că Republica Moldova, având un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, implicit poate fi privit ca un partener potențial și de perspectivă ceea ce și de fapt
ne-a fost demonstrat de acest gest al Marii Britaniei de a discuta și cu Republica Moldova și de a încheia acest acord strategic, de fapt așa cum a făcut-o și cu Georgia și cu Ucraina, cu colegii sau cu partenerii noștri din parteneriatul estic. Pe de altă parte, acest aspect ne este demonstrat și de felul în care Marea Britanie își construiește relațiile cu vecinii sau cu partenerii din regiune. Și vedem aici că iarăși top 5 țări din Uniunea Europeană sunt practic vecinii sau vecinii parteneri, cei mai importanți din regiune. Și aici ne referim la așa vecini mari și țări cu o bogată cultură comercială, cum este de exemplu Germania și Olanda, care la rândul său practic sunt hub-uri europene de primire și respectiv distribuire a produselor din alte regiuni. Aici mă refer Europa Centrală sau Europa de Sud-Est. Adică putem valida această afirmație cu privire la cât de strânse sunt legăturile Marii Britanii cu restul continentului. Acum, ce am vrut noi să aflăm din studie este faptul cât de tare am avansat noi în relațiile cu Marea Britanie, unde ne aflăm acum și cum am putea să valorificăm aceste relații comerciale, în special din perspectiva noului acord, cum ziceam, care este un acord strategic, dar totodată resetează formatul colaborării noastre din unul multilateral, a faptului că Marea Britanie a fost membra Uniunii Europene, în unul bilateral, ceea ce evident că scoate în față o serie de alte oportunități, platforme de dialog despre care sau la care ne vom referi ulterior. Cum ziceam, din păcate, în ultima perioadă, în ultimii 3 ani, observăm o dinamică în scădere a comerțului bilateral și această dinamică s-a accentuat atât după perioada post-Brexit sau perioada pandemică, cât și perioada pre-pandemică. Vedem această diminuare începută odată cu anul 2018, atunci când au scăzut puternic exporturile noastre în Marea Britanie de semințe oleaginoase pe de altă parte și cereale în general pe de altă parte. Deci ce vorbim despre porumb, grâu și meslin. Totodată vedem că această scădere de peste 69% în ultimii 3 ani a fost determinată nu atât de scăderea generală a importurilor britanice de semințe oleaginoase și cereale, cât anume de scăderea bilaterală. Și de ce zic asta? Pentru că, pe de altă parte, am analizat exporturile concurenților noștri, dacă vreți, din regiune, deci vorbim de țările balcanice sau chiar de Ucraina, care nu și-a diminuat exporturile de semințe oleaginoase sau de cereale Marii Britanii în perioada respectivă. Deci este un aspect care ține, în primul rând, de reorientarea acestor exporturi a Republicii Moldova spre alte piețe, nu atât de scăderea importului acestor produse a Marii Britanii. Iar pe de altă parte, așa cum am făcut referire și la partenerii din stânga Nistrului, aici o să vedem că și acolo, așa numitul export raportat, a suferit diminuări în perioada 2020 față de 2019, ceea ce implicit s-a reflectat nu doar la nivelul exportului așa numit raportat, dar și la nivelul importului, în special pe fundal de pandemie. Dar aceste diminuări pe de o parte și a exportului și a importului au dus de fapt proporțional și la diminuarea balanței comerciale, care a scăzut de la minus 551 milioane de dolari în 2019 la minus 419 milioane de dolari în 2020. Iar pe de altă parte, e foarte interesant ce am constatat pe partea de comerț exterior raportat al regiunii transnistriene, și anume faza că atât Uniunea Europeană, cât și marea parte a țărilor care sunt membre a Uniunii Europene au înregistrat dinamici pozitive
la importul de produse din regiunea transnistriană. Și aici mă refer și la, la Malul Drept, care este raportat ca partener, și, și la faptul că ponderea în exportul raportat al regiunii transnistriene al Malului Drept este de peste 42%, a Uniunii Europene de peste 29%. Și atât acest flux comercial spre Uniunea Europeană, cât și spre Republica Moldova, chiar și în perioada pandemică, a continuat să crească, ceea ce nu putem spune despre fluxul către Uniunea Euroasiatică și către alte entități care sunt în afara Uniunii Europene. O serie de alte țări din Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, România, cum ar fi, de exemplu, Germania sau cum ar fi, de exemplu, Franța, au înregistrat cele mai bune dinamici din ultimii 5 ani, anume în perioada 2020-2019. Același lucru putem spune despre Marea Britanie, care a raportat o dinamică de peste 139% în 2020 față de 2019, însă continuă să se claseze mai jos de top 20 parteneri raportați ca fiind parteneri comerciali ai regiunii transnistriene. Și pentru anul 2020 avem datele că Marea Britanie se plasează pe locul 42 din 79 de parteneri comerciali. Însă, privind la dinamica ultimilor 3 ani, încrezător putem spune că sunt toate șansele ca în următorii 3 ani Marea Britanie să urce semnificativ și să ajungă la ordinul milioanelor de dolari, dacă acum vorbim despre sute de mii de dolari ca și relații comerciale raportate ca și export. Bun, acum la această etapă era important totuși să vedem care sunt produsele moldovenești exportate în Marea Britanie din profilul a top 20 de produse. Ceea ce am observat e că, din păcate, top 20 de produse exportate fac obiectul unei concentrări extraordinar de mari a acestor exporturi și practic ele însumează mai mult de 97% din toate exporturile de produse pe care le are Republica Moldova în Marea Britanie. În acest profil am identificat 10 poziții de produse textile care însumează sau care au însumat în 2020 exporturi de aproape 28 de milioane de dolari. Totodată am identificat 5 poziții de produse agricole, cum ar fi, de exemplu, primare sau procesate, care însumează 12,6 milioane de dolari. Discutăm totodată despre 4 poziții de industriale, care în total sunt sub 1 milion de dolari ca și exporturi cumulative, generale, da? Și am identificat o poziție de încălțăminte, care însumează puțin peste 205.000 dolari, ceea ce înseamnă o pondere mai puțin de 1% din întregul export al top 20 de produse. Adică putem observa chiar și din această prezentare că, deși a fost această trecere, acest shift, da, de la produsele agricole primare, am mers cumva într-o altă extremă, dar ne-am concentrat sau business-ul nostru local a continuat să fie în legătură permanentă și să lucreze puternic cu companiile de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și avem o serie de produse steluțe, dacă vreți, produse în creștere, care dau speranța unei resetări cu valoare adăugată înaltă. Aici vorbim, în primul rând, de vinuri, care au o dinamică interesantă, și vorbim de o serie de alte produse, cum ar fi, de exemplu, nucile sau articole vestimentare croșetate, adică acele articole vestimentare care presupun o manoperă mai complicată. E interesant să observăm că din produsele exportate, din produsele moldovenești exportate pe piața Marii Britanii, 9 produse au generat per fiecare categorie un export mai mare de 1 milion de dolari. Și aici ne referim în topuri, în mare parte,
În top 5 se găsesc 3 categorii de produse din textile sau din îmbrăcăminte și două produse, unul cu valoare adăugată înaltă, procesate, deci vorbim despre vinuri care au însumat un export de 5,7 milioane dolari în 2020 și vorbim despre nuci care au generat exporturi de 4,7 milioane dolari în 2020. Totodată, în altă extremă, e îmbucurător faptul că, comparativ cu perioada incipientă a stabilirii relațiilor noastre, și vorbim de anul 98, 99, 2001, și dacă privim în perspectiva ultimilor 10 ani, atunci vedem că acest export spre Marea Britanie a crescut de mai mult de 7 ori, inclusiv evident, și suntem de acord cu asta, în contextul acordului de semnare, acordului de asociere a DCFTA-ului semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană, și anume că semnarea noului acord bilateral, acord strategic, și ne indică asupra faptului că putem de facto real să valorificăm acest potențial și să-l scoatem într-o nouă dimensiune. Pe de altă parte, am identificat 4 grupe de produse foarte clar delimitate în ceea ce înseamnă performanța exportului. Cum ziceam anterior, deși exporturile moldovenești în Marea Britanie continuă să fie puternic concentrate, și un argument în direcția asta este că primele 10 produse exportate cuprind peste 91,5% din întregul nostru export. Totodată, această concentrare a produselor merge în zona produselor textile, în special a produselor necroșetate pentru bebeluși și a produselor pentru dame. De aceeași parte a trendurilor în scădere, vedem o serie de produse, cum conceam, pe partea de semințe de floare soarelui, grâu și porumb, iar pe partea cealaltă, pe partea dinamicii pozitive, vedem produse cu accent pe creștere, ziceam de vinuri, nuci, ambalaj, borcane, jupe, maiouri, adică produse deja mai sofisticate, mai complicate, în special pentru doamne, pentru dame. Și pe final, la această temă, m-aș referi la o serie de produse performante care, în ciuda scăderii importului Marii Britanii de aceste produse, deci în perioada pandemică, Marea Britanie a avut scăderi de importuri pentru niște produse foarte specifice, cum ar fi, de exemplu, produse, textile, țesături, accesorii de îmbrăcăminte și o serie de alte produse. Păi iată, Republica Moldova a excelat la acest capitol, anume în această perioadă pandemică, și din contră, noi am reușit să valorificăm acest potențial, să avem creștere pe aceste produse. Și cum mă refeream anterior, o serie din aceste produse au un grad destul de modest de procesare. În evidență aici are și vinul din struguri, care se diferențiază printr-un grad de prelucrare mai avansat, și avem practic exporturi de până în 6 milioane de dolari. Și aici avem produse industriale, cum ar fi de exemplu produse de ambalare a mărfuri, sticle și borcane, care au sub 1 milion. Ceea ce vreau să zic este că continuă poziționarea și tatonarea terenului pieții Marii Britanii de către exportatorii noștri, și trecerea asta de la produsele agricole primare, vedem că încearcă să fie completată sau compensată cu o serie de alte produse mai interesante. Din textile discutăm despre produsele croșetate și accesorii de îmbrăcăminte, pe de altă parte discutăm despre o serie de produse care ne-au reprezentat întotdeauna în exterior, despre nuci, vinuri și așa mai departe. Un aspect în care noi îl credem și insistăm pe el, credem important, este prețul la export. Aici
În ciuda faptului că nu suntem încă foarte bine reprezentați și cunoscuți în Marea Britanie, nu am reușit ca și țară să valorificăm întregul potențial al acestei piețe și să atragem cât mai multă putere de cumpărare spre produsele noastre. Și deși noi încercăm să valorificăm, cum ziceam, noile produse, încă continuăm să le vindem la prețuri sub prețul mediu la export al concurenților noștri pe piețele respective. Și aici mă refer la vin și la produsele textile, iar cu ce am reușit noi într-adevăr să excelăm ca și preț sunt textile pentru bebeluși, ambalajul și cerealierile. Și aici am selectat trei produse de referință, și anume articole de îmbrăcăminte. Aici în stânga o să vedeți codul de 4 cifre pentru cei care doresc să valideze aceste date sau să aibă claritate cu privire la produse. Am pus și codul de 4 cifre din sistemul armonizat pentru a identifica clar care sunt aceste produse. Deci, cum ziceam, la articole de îmbrăcăminte am analizat vinul din Struguș și am analizat nucile pe care le exportă Republica Moldova. Ce am constatat este faptul că, din păcate, la produsele care au suferit o procesare locală mai avansată, aici mă refer în special la vinuri, continuăm să vindem aceste produse la un preț mai jos decât media sau la prețul decât o fac concurenții noștri. Deci mă refer la concurenții în creștere, nu mă refer la concurenții tradiționali. Deci noi ne referim sau ne punem aici față în față cu Georgia, România, Chile, Australia, Argentina. Unde însă am excelat este prețul la nuci, unde avem un evident avantaj competitiv și comparativ cu principalii noștri concurenți, și aici mă refer atât la cantitate, cât și la calitatea care putem să o dăm. Iar pe de altă parte, totuși, având în minte aceste tendințe sau aceste trenduri, noi am văzut că totuși atât pandemia, cât și Brexitul au avut un impact semnificativ asupra felului în care importă produse Marea Britanie, și am constatat că, de exemplu, în 2020 față de 2019 au scăzut importurile Marii Britanii din toate țările în top 10 parteneri, cu excepția a două țări, cu excepția Chinei și cu excepția Federației Rusie, acolo de unde Marea Britanie a vrut să-și furnizeze produse la prețuri mai accesibile, cel mai probabil din analiza noastră. Iar pe de altă parte, avem o serie de produse noi pe piața britanică, precum și o serie de produse ancoră, cu care deja Marea Britanie, Republica Moldova, pardon, este bine setată pe piața noastră. Și aici, cum ziceam, mă refer la vin, nuci, semințe de floare soarelui și porumb. Și în continuare, noi am preluat metodologia Centrului Internațional de Comerț, care este un centru cu reputație importantă și este o inițiativă a Națiunilor Unite pentru Comerț, din care putem să stabilim foarte clar, pe partea de ofertă, cât și pe partea de cerere, care sunt produsele cele mai competitive ale Republicii Moldova în Marea Britanie. Aici eu doar aș vrea să menționez că, iarăși, în evidență au ieșit produsele textile, îmbrăcăminte și încălțăminte. Noi avem 15 produse, avem 7 grupe de produse alimentare, 4 grupe de produse agricole primare, deja după, dacă ține minte, după 2018 și 2019, 2 produse cosmetice și 22 de produse, restul produselor, care în mare parte țin de articole din plastic și ambalaj. Acum noi am simulat un exercițiu de potențial de piață. Pentru cei interesați, probabil că colegii de la Atrade vă vor putea pune la dispoziție datele mai în detaliu cu privire la acest exercițiu, metodologie și anexele. Ceea ce vreau să zic este că aplicând această metodologie și făcând potrivirea între cerere și ofertă, am scos în evidență, de fapt, 10 produse cu valoare adăugată și competitive pe piața Marii Britanii. De fapt, exercițiul nostru a acoperit un număr de 25 de produse, iar cele 10 dumneavoastră le vedeți pe ecranul dumneavoastră, pe fondal galben. Aici deci se regăsesc atât produse agroalimentare,
procesate. Deci vorbim iarăși de vin, vorbim de prune uscate, cât și produse primare, cum ar fi, de exemplu, struguri, mere, nuci, semințe de floare soarele. Pe finalul acestui capitol o să mă refer la o serie de produse care, concluzionând, le vedem ca și cu potențial pe piața Marii Britanii. Deci, în primul rând, vorbim despre produsele care noi deja le exportăm în Marea Britanie și care au demonstrat exporturi de peste 100 de mii de dolari per fiecare poziție. Le vedeți pe ecranul dumneavoastră. Aici, în mare parte, se regăsesc produsele non-food sau produsele nealimentare. Totodată avem exporturi mici sau lipsa exporturilor. Deci produse care noi fie le exportăm foarte puțin, fie nu le exportăm deloc în Marea Britanie, dar s-au demonstrat ca și interesante și ca și potențial. Deci aici, în mare parte, deja se regăsesc produsele food. Ceea ce ne indică un potențial clar cu produse care noi le putem exporta, dar continuăm să nu fim puternici reprezentanți pe piața Marii Britanie cu aceste produse. Vorbim de prune proaspete, struguri, mere și aici face obiectul acelor contingente tarifare care sunt aprobate în cadrul anexelor acordului strategic și care le puteți vedea în studiul nostru, așa cum ziceam anterior. Și totodată avem export în creștere, deci produse care au generat exporturi pe partea Republicii Moldova, dar de partea Marii Britanii au înregistrat scăderi și aici în mare parte sunt produse nealimentare și ne referim exclusiv la produse textile, țesături, covoare sau produse pentru doamne sau dame, femei sau fete. Acum, era foarte important să atingem și aspectul de export de servicii. Ce e interesant că, deși pe parte de export de produse sau de bunuri, țara noastră a devenit un jucător în regiune tot mai interesant, atât pentru investitori, cât și din perspectiva exportului de servicii și asta o vedem la nivel anume exportului de servicii de informatică sau servicii de IT. Dacă ne uităm atent la graficul de pe ecran, o să vedem că începând cu anii 2018-2019, acestea sunt ultimele date disponibile, aprobate de către BNM, o să vedem că Marea Britanie este pe poziția a doua ca și importator, dacă vreți, a produselor de informatică sau a produselor de IT, pe primul loc fiind Statele Unite. Marea Britanie a devansat, apropo, celelalte țări, a devansat Belgia, a devansat chiar România, începând cu anul 2018 și a devenit o piață de referință după tranzacție, da? Așa cum sunt ele raportate la BNM ca țări de tranzacție. Și ceea ce ne indică potențial atât pe partea de susținere instituțională, IT Park-ul, dar și o serie de alte facilități, cât și pe partea de cât de competitive sunt însuși serviciile noastre, da? Adică cum le abordează mediul local și care sunt țările interesante pentru a efectua acest export de servicii. Și acum, în continuare, o să mă refer destul de rapid la acordul strategic și la o serie de aspecte mai mult de parteneriat, mai degrabă decât comerciale. Și aici am văzut și am făcut deja referință anterior că acest acord strategic practic este o continuare a DSFTA-ii pe care l-a resemnat Republica Moldova cu Uniunea Europeană, doar că într-un cadru bilateral. El evident că acoperă cam toate aspectele la care se referă și DSFTA-ii, începând cu cooperarea economică și politică, trecând la aspecte economice, comerciale, standarde internaționale, potențial economic și cooperare internațională, securitate și justiție, dar ce este și mai important este că acest acord setează niște formate de colaborare, cum ar fi, de exemplu, platforma de dialog politic, economic și social și o serie de alte grupuri de lucru care ne ajută să urmărim, pe de o parte,
problematica între relațiile bilaterale, iar pe de altă parte să mergem pe îmbunătățirea acestor relații. Ceea ce am descoperit noi este că fortificarea competitivității acestor produse poate avea loc în cadrul acordului strategic printr-o serie de acțiuni. Și aici o să mă refer foarte pe scurt la o serie de acțiuni. Deci, în primul rând, discutăm despre penetrarea corectă a pieței și a felului în care inițial intrăm pe această piață, a procedurilor, a felului în care legăm relațiile, a felului în care reconstruim parteneriatele și cum intrăm respectiv pe piața britanică. Totodată ne referim la o recomandare cu privire la diversificare, da? Adică la aspectele care țin de portofoliul nostru de produse pe de o parte și de diversificarea teritorială pe de altă parte. Cât o să avem mai mulți reprezentanți sau mai mulți parteneri locali de Marea Britanie și cât mai diversificat va fi portofoliul nostru, cu atât vom deveni mai cunoscuți și implicit mai competitivi. Și asta, colegi, e legat, cum ziceam, și de preț, de imaginea de țară, și de aici o să pornim, de fapt, această diversificare sau această reorientare de la primar la procesat. Din perspectiva asta, recomandăm profitarea sau capitalizarea oportunităților. Sunt o serie de programe de sprijin la care pot companiile locale să aplice și să devină mai competitiv, să coopteze experți care să ajute să lucreze la branding, la planuri de export, la organizarea de vizite de B2B. Și în ideea asta avem și colegii și partenerii de la Trade, avem și agenția de investiții, avem și ODIM, avem și Banca Mondială, avem și BERD, deci sunt deja formate, testate și parteneriate care pot aduce valoare adăugată printr-un aspect practic. Deci identificarea de potențiali parteneri, poziționarea pe piață, discuții cu acești potențiali de parteneri, întâlniri de afaceri și în final încheierea tranzacțiilor. Așa cum avem în agricultură de la furcă la furcoriță, așa avem aici, de la ofertă la export livrat. E un proces care își demonstrează durabilitatea și care poate să fie pus în capul mesei atunci, sau în special atunci când abordăm o piață mai puțin tatonată și mai puțin valorificată, așa cum este piața Marii Britanii pentru companiile noastre. Pe de altă parte, aici vorbim despre produsele moldovenești care au potențial de creștere și care trebuie să le valorificăm. Deci avem o serie de produse care și-au demonstrat, să zicem, istoria sau s-au ancorat bine pe piața Marii Britanii, el trebuie susținute pentru a pătrunde și mai mult în retail, în lucru sau în lanțurile distribuitorilor și pentru a deveni din ce în ce mai cunoscuți. Și aici, cum ziceam, o să ne referim la produsele vinicole, deci la sectorul vitivinicol, o să ne referim la textile, de exemplu și nuci. Un aspect foarte important este să aplicăm în continuare și să continuăm să promovăm mărcile umbrelă și reputația țării, atât sub brandingul de țară general, care îl cunoaștem drept pomul vieții, cât și, ce este foarte important, în aspect sectorial, de exemplu pe fructe. Vorbim de Moldova, gustul face diferența, vorbim de Moldova Fruct. Pe vinuri vorbim de Wine of Moldova. Și atât, ne-am bucurat să vedem inclusiv eforturile ambasadei Republicii Moldova în Marea Britanie și special a doamnei ambasador în ceea ce ține de promovarea sectorială și foarte bine targetată a produselor noastre pe piața Marii Britanii. Și nu ne rămâne decât să constatăm că aceste eforturi și continuarea lor va genera această creare a acestei imagini sau aceste insistențe asupra creierii imaginii Republicii Moldova pe piața Marii Britanii. Ultimele două aspecte țin de preferințele consumatorului, despre care o să discutăm în continuare și o să ne referim puțin, și ține de înțelegerea felului în care discută partenerii britanici și încheie parteneriate, adică felul în care ei fac, de fapt, business. Și pe final, la acest capitol, am ajuns la niște sugestii, recomandări cheie și recomandări cu un pas înainte. Ele se referă la felul în care sunt abordate acțiunile independente de resurse.
La sugestii ne-am referit la cele resurse care, de fapt, sunt deja disponibile și nu trebuie decât să le valorificăm, să aplicăm corespunzător acordul de colaborare, acordul strategic moldo-britanic, să continuăm parteneriatul și să punem pe masă platforma dialogului economic și social ca o platformă de lucru, de constatare a problemelor și de rezolvarea lor. La recomandări cheie, în special, ne referim la conlucrare între instituțiile locale, publice ale Republicii Moldova și a felului în care își creează sau creează această tactică și strategie de poziționare pe piața Marii Britanii, inclusiv acțiuni de misiuni de afaceri, de popularizare a business-ului local în Marea Britanie și recomandări cu un pas înainte sunt niște practici care necesită pe termen lung mai mult timp, mai mult efort, mai mulți bani și din perspectiva asta ne referim aici la aprofundare atât pe orizontală cât și pe verticală a acordului strategic și, într-adevăr, în migrarea acestui format într-un context bilateral. Și acum, pe final, o să mă refer pe scurt la profilul consumatorului britanic, cum ziceam, pentru că sunt niște aspecte foarte importante care le-am văzut și vrem să le împărtășim cu voi, stimați parteneri. Aici, în mare parte, datorită populației destul de tinere a Marii Britanii, inclusiv din contul noilor veniți, deci observăm că populația de 15-64 de ani este reprezentată în proporție de peste 63%, respectiv putem să măpăm preferințele și mobilitatea, da, acestor consumatori, mai ales în special din considerentul că este o populație specific și puternic urbanizată. Dacă vedem pe ecran din top 10 orașe, 5 din ele au peste 1 milion de locuitori, evident în frunte cu Londra, Manchester și Birmingham. Și din perspectiva asta deja putem să înțelegem că consumatorul britanic este destul de tânăr, este vibrant, deci trăiește într-un mediu urban și are o putere de cumpărare ridicată. Și din perspectiva asta o să observăm că migrarea spre online, migrarea chiar spre anumite magazine care au explodat, în sensul bun a cuvântului, în pandemie, o să ne sugereze o serie de alți factori care sunt importanți pentru consumatorul britanic atunci când cumpără. Dacă până la pandemie discutam în mare parte despre așa factori ca calitatea sau felul dacă produsul este britanic sau nu, atunci post-pandemie britanicii sunt foarte atenți la o serie de factori mai diversi și mai mulți. Deci ne referim chiar în primul rând deja la preț, la design, la beneficiile pentru mediu. Altfel zis, pandemia și ultimele tendințe au făcut consumatorul britanic să fie tot mai mult orientat spre produsele organice sau ecologice și să fie totodată orientat din ce în ce mai mult și la originea produselor. Deci, deși continuă să fie orientați spre produsele britanice, ei sunt tot mai deschiși spre platformele online și spre alți factori care o să determină puterea de cumpărare. Totodată, o să vedem aici că pentru a pătrunde, pentru a ajunge la acești consumatori, deci noi nu putem discuta despre niște aspecte pur B2C, adică business to consumer, de la afaceri la consumator. Oricum și în orice situație, pentru a ajunge la acești consumatori urbanizați cu putere de cumpărare semnificativă, o să avem nevoie de un format de a intra în piață. Și aici o putem face printr-o metodă mai bugetară, dacă vreți, cu mai puține fonduri. E vorba despre exportul indirect atunci când creăm parteneriate sau când ne ducem la întâlniri și vrem să pătrundem cu produsul nostru pe piața britanică prin importatori, distribuitori, retail. Sau putem avea o abordare mai costisitoare, dar care ne arată o prezență directă, da, pe piața britanică. Aici vorbim despre deschiderea unei companii, filială, sucursală sau reprezentanță. Cum n-ar fi, colegi, noi o să trebuiască să abordăm acești parteneri care în mare parte se vor dovedi a fi companii
pentru a ajunge în final la consumatorul care el este reprezentat în orașele sau satele Marii Britanii. Și aici va trebui să ducem negocieri, să discutăm cu organizațiile de buyer sau organizațiile cumpărătoare care sunt reprezentate de angrosiști, importatori sau alți producători care la rândul lor lucrează cu următoarea verigă a lanțului și anume cu supermarket sau cu retailul specializat sau cu furnizorii de servicii. Și din perspectiva asta o să avem câteva formate, da, care le cunosc producătorii noștri. Aici vorbim despre expoziții, atunci când suntem insistenți, ne facem cunoscuți și mergem pe parte de vizibilitate, expozițiile se dovedesc a fi un instrument foarte bun, însă atunci când vrem nișat să atacăm, în sensul bun al cuvântului, o piață, atunci o facem prin misiuni economice, când industrii întregi sau reprezentanții unui sector se întâlnesc cu potențialii parteneri, fie din Marea Britanie, fie din alte țări europene, se așează la masa de negocieri, își prezintă produsele și încep colaborarea. Dar cel mai interesant s-a dovedit a fi formatul de 1 la 1, așa cum noi numim întâlnire de afaceri, atunci când reprezentantul unei companii, fie locale, fie din alte parte, se întâlnește în mod individual și discută doar între patru ochi sau între șase ochi, discută aspectele care îi interesează, se întâlnește cu buyer-ul concret al unui segment de produse a reprezentantului și atunci poate pune pe masă fie o ofertă individualizată sau personalizată și atunci marja de discuție, nefiind deranjați, neavând ca la expoziție o sumedenie de parteneri care poate vin doar să abordeze acest format ca și discuție, se așează la masă de discuție și discută. Acum, din retailerii respectivi, o să vedem în frunte, evident, că Tesco, Sainsbury, Asda și Morrison și o să vedem că top 5 practic retail au o cifră de afaceri mai mare decât 9 miliarde de dolari în 2020 și un număr de magazine de peste 14.000. Totodată, un alt canal de intrare sunt companiile de distribuție, care practic sunt reprezentate de produsele de larg consum în Marea Britanie. Și aici noi o să vorbim în mare parte de produse așa numite de FMCG, care înseamnă de fapt de produse alimentare și tuturor celor care vin să ne cumpere sau să ne distribuie produsele pe parte de așa numite de food and beverage. Totodată avem reprezentanți câteva aspecte pe produsele de farmaceutică și ce interesant că anume în pandemie această piață a distribuției a crescut semnificativ deoarece chiar și magazinele de online ele oricum lucrează și au ca canal de livrare sau ca canal de distribuție mari distribuitori. Și aceasta implicit a dus la această creare de parteneriate și la creșterea pieței. Și ultimul aspect despre care vreau să mă refer aici, pe de-o parte am văzut care sunt preferințele consumatorilor britanici, cum putem ajunge la ei și pe final vreau să mă împărtășesc cu domniile voastre despre britanicii ca și parteneri de afaceri. Aici o să mă refer la faptul că în aspect internațional britanicii sunt cunoscuți ca niște negociatori inteligenți, dar nu iubesc mai că niciodată să fie numiți foarte generalizat atunci când vorbim, de exemplu, cu cineva din țara Galilor sau din Scoția, de exemplu, și nu iubesc așa generalități, de exemplu, ca englezi. De aceea, noi chiar vă rugăm ca să-i abordați ca și British people și atunci toată lumea o să fie ok și o să vrea să aibă o strângere fermă de mână și să aibă menținut un contact vizual. În general, partenerii britanici sunt destul de conservatori în ceea ce ține stilul de îmbrăcăminte, însă la o serie de evenimente ne putem
aștepta să vedem un smart casual, da? Totodată e foarte important să înțelegem că mai că nu o să fie clar când i-am jignit pe colegii noștri britanici sau când nu i-am jignit, deoarece în mare parte ei o să încerce chiar și tonul mai sacadat sau aspectele mai jignitoare să le treacă cumva printr-o formulă de politici sau prin celebru umor britanic. Da? Și din perspectiva asta, noi o să fim foarte atenți, o să trebuiască să fim foarte atenți la aspectele astea, inclusiv cum ar trebui să fim atenți și la cadouri și tot ce ține de mici surprize, care în general nu ar trebui să depășească 20-30 de euro ca fiind considerat o mică atenție de bun simț. Asta mare parte ar ține de chestii de birotică, flori, poate niște mici atenții de băuturi foarte calitative, foarte fine, pentru că britanicii iubesc mult astfel de cadouri. Și din perspectiva asta, o să vă rugăm să fim foarte atenți, în special în ultima perioadă, când cadourile sunt percepute, cadourile scumpe, sunt percepute ca mai mult ca o jignire decât ca un welcome. Ceea ce vreau să vă zic este că atunci când am realizat studiul, am făcut o referință la sursele oficiale, am abordat atât statistica locală cât și statistica internațională, datele sau resursele de la Banca Mondială, de la Guvernul Marii Britanii, Oficiul de Statistică Națională a Marii Britanii, iar atunci când am discutat despre acordul strategic, am lucrat cu documentele oficiale care sunt aprobate cu anexele acordului și cu notele, sunt o serie de note de poziții. Atunci când să aveți acces la studiu, să puteți da chiar link la o serie de note de poziții ale guvernului, ale executivului britanic și ale parlamentului pe acordul strategic între Republica Moldova și Marea Britanie. Vreau să vă mulțumesc mult, aș vrea să zic un mare mulțumesc în primul rând traducătorilor care au depus un efort, cred că titanic, pentru a traduce timp de 48 de minute alocuțiunea mea. Mulțumesc pentru cei care au avut răbdare să stea cu noi. Vă rog întrebări și mersi colegilor pentru susținerea în realizarea acestui studiu. Pentru noi a fost o plăcere și să îl elaborăm și să vedem aceste constatări, să întrevedem acel fir roșu de potențial și să putem cumva contribui la valorificarea acestui potențial. Vă mulțumesc că, Natalia, aveți legătura. Mersi mult! Domnule Coșier, și noi vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare detaliată și pentru informația valoroasă pe care ați împărtășit-o astăzi cu noi. Onorată asistență, așa cum spuneam și la începutul, la debutul acestui eveniment, aveți posibilitatea să adresați întrebări scriindu-le pe chatul nostru și iată că văd că au mai apărut, chiar dacă a fost prezentarea foarte complexă. Avem și câteva întrebări și cu permisiunea dumneavoastră am să le dau citire. Întreabă doamna Marina Balan. Aș dori să cunosc care e situația privind exportul de servicii și produse IT și creative? Domnul Coșer, în principiu știu că s-a referit, am auzit asta, la serviciile IT. Domnule Coșer, dacă credeți că puteți să oferiți o informație mai detaliată la subiectul respectiv și poate ancorat la realitățile Republicii Moldova. Da, mersi colegi. Într-adevăr, ce este foarte interesant, că chiar datele preliminare pentru 2020 de la BNM ne indică asupra faptului că iată exportul de servicii IT va depăși chiar exportul de produse și bunuri spre Marea Britanie. Deci vorbim de 52 date preliminare sau 53 de milioane de dolari. Este interesant că, cum ziceam, din 2016 și 2018, Marea Britanie a devenit numărul 2 în importul de produse IT, în special de produse care țin de dezvoltare web și pe partea de aplicații de optimizare a proceselor, așa numite ERP, CRM, domnii din domeniu înțeleg la ce mă refer, da? Adică softuri sau programe care se referă la optimizarea de procese. E interesant că avem aceste
contractări nu doar prin intermediul țărilor din regiune, cum se întâmplă în cazul altor țări de destinație. Adică nu preluăm aceste comenzi, de exemplu, din România, iar România, de exemplu, să le preia din Statele Unite sau Canada. Avem și astfel de exemple. Dar din ce în ce mai mult asistăm la o preluare directă a acestor comenzi de la partenerii britanici, totodată fiind cu prezență locală aici. Da? Dacă conform estimărilor noastre, dacă această dinamică se păstrează, Marea Britanie o să continue să fie top furnizor, top importator de produse, de servicii IT, în special pe partea de software de optimizare. Iar Statele Unite rămân un lider anume pe importul de servicii de IT ca și volum, da? Pentru că ei fiind o piață mai mare, pot să-și asigure acest de volume din diferite surse. Și Moldova, din perspectiva asta, e privită ca unul din furnizorii din Europa de Sud-Est sau din Balcani. Așa că cel mai probabil, având la începutul anului viitor datele finale pe 2020, vom asista la o premieră atunci când exportul de servicii IT spre Marea Britanie va depăși chiar exportul de bunuri. Mersi. Vă mulțumim, domnule Coșer. Am zis eu, am presupus că vom avea nevoie de un carnețel de notițe și fix la începutul prezentării dumneavoastră și iată că n-am dat greș. Mai avem câteva întrebări, o să le citesc. Doamna Ludmila Anastasova ne întreabă care условия отправки мебели. Condițiile de exportare a mobilei, deci care este impozitarea și există oare cvote pentru aceste mărfuri? Vorbesc despre exportul de mobilă, poate va răspunde Dumitru Udrea, managerul. Mulțumesc, Natalia. Vreau pe scurt să răspund, fiindcă noi am presupus că ar putea apărea astfel de întrebări, ele sunt destul de specifice. Noi, până la sfârșitul acestui an, suntem deja la etapa finală de elaborare a unui ghid. A unui ghid a exportatorului pentru piața Marii Britanii, unde vor fi toate aspectele tehnice și practice pentru o companie, de fapt, care se află în Republica Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, cu exemple concrete pentru a ajuta și a facilita exportul în Marea Britanie. Și respectiv la această întrebare specifică veți găsi răspunsul. Îndată ce el va fi elaborat, vom expedia tuturor participanților la masterclass-ul de astăzi. Mulțumesc! Domnule Udrea, vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Mai avem încă o întrebare din partea domnului Andrei Malcoci. Bună ziua! Am dorit să știm cât de atractiv este exportul de miere procesată. Domnule Coșer, dacă ați putea să ne răspundeți la întrebarea domnului Malcoci. Da, cum ziceam, Marea Britanie, odată cu ieșirea din Uniunea Europeană, odată cu Brexit-ul, a încheiat acorduri specifice cu fiecare din țările cu care a stabilit aceste acorduri strategice bilaterale. Din perspectiva asta, Marea Britanie e un hub sau continuă să fie un hub de colectare al mierii, așa cum l-avem pe continentul european, cum este Olanda și Germania, la care m-am referit. Cât de atractivă este piața, o putem ști doar din discuțiile care le putem iarăși avea cu potențialii buyeri din Marea Britanie. Importul Marii Britanii de miere nu ne arată o dinamică, să zicem, foarte încurajatoare, așa cum resetarea aceasta a Brexit-ului și resetarea post-pandemică a fost axată pe o serie de alte produse. Dar atunci când noi discutăm cu parteneri din Marea Britanie, trebuie să înțelegem că intrarea în piața Marii Britanii se va face în mare parte prin colaborare sau prin parteneriate cu importatori și distribuitori care ulterior vor face
mixuri sau vor încerca să colecteze miere din diferite surse, așa că în borcanașul care se va regăsi pe o raft de unui retail din Marea Britanie, cel mai probabil va fi și miere din Republica Moldova, va fi și miere din Ucraina și posibil va fi și miere din România. Deci cu origine non-UE și cu origine UE. Acum depinde de oferta care o are producătorul nostru. Atunci când discutăm cu potențialii parteneri, putem să stabilim această atractivitate. De ce zic? Pentru că noi, de exemplu, avem o dinamică pozitivă în creșterea a vinurilor sau importului de vin. Dar dacă, de exemplu, un producător de vin nu are o ofertă care se potrivește cu ceea ce cere sau cu ceea ce solicită piața Marii Britanii, de exemplu, pe partea de etichetare, pe partea de capac care se deșurubează, dar nu care este cu dop, da? Și dacă nu respectă o serie de alte cerințe, cum ar fi, de exemplu, BRC, poate să fie acest import de vin cu o dinamică foarte interesantă, dar un producător concret local nu va putea să fie de succes sau să se poziționeze pe piața respectivă. Și invers, avem chiar și din prezentare exemple de produse care au demonstrat diminuare sau care și-au diminuat exporturile pe piața britanică, da? Cum ziceam, de exemplu, nuci sau produse de textile corjetate, însă Republica Moldova, din potrivă, având o ofertă foarte potrivită, a putut să facă față acestor exporturi și să se afirme pe piața britanică cu aceste exporturi. Concluzionând, e important să discutăm cu mai mulți parteneri, importatori, distribuitori, retail, să vedem care sunt așteptările lor în materie de cantitate, calitate, certificare, ambalare și bariere de intrare în piață. După asta să potrivim aceste informații cu oferta noastră, când zic a noastră, mă refer la oferta concretă a unui producător și exportator moldovean de produse. Și atunci vedem unde ne potrivim, unde nu ne potrivim, lucrăm la aspectele la care nu ne potrivim, încercăm să le remediem, revenim la partenerii potențial și încheiem tranzacția. Dacă ne potrivim, atunci, cum ziceam, de la ofertă până la export, e o cale ca de la furcă la furculiță în lanțul alimentar. Mersi. Da, mulțumim, domnule Coșier. Iată că mai avem câteva întrebări. De la un alt participant este beneficiarul proiectului Uptrade, Artem Dobran, care reprezintă fabrica de specializată în producerea legumelor congelate din Tiraspol și dumnealui întreabă așa, мы понимаем, что для выхода на рынок Великобритании необходимо иметь сертификат. Înțelegem foarte bine că avem nevoie de un certificat de securitate. E posibil să penetrăm pe această piață fără acest certificat? Care sunt șansele produselor noastre pe piața Marii Britaniei? Da, domnul Cucer, dacă puteți răspunde și la această întrebare. Da, desigur. Mersi, Natalia. Cunoaștem colegii, cunoaștem pe Artem și pe această cale îl salutăm. Am avut ocazia să colaborăm în cadrul proiectului Uptrade. Ceea ce vreau să zic e aceeași situație. În general, din practica noastră, în special țările nordice, inclusiv țările nordice din Europa, în vedere inclusiv Marea Britanie, solicită BRC ca o garanție a calității. Deci nu este o solicitare neapărat juridică sau legală, fără de care, de fapt, nu am putea face exporturi. Dar așa cum Republica Moldova, bun, inclusiv regiunea transnistreană, în general, nu avem o practică de export bună a produselor, în general, conservate și trebuie să facem o diferență. Dacă vorbim de produse congelate sau refrigerate, atunci situația este mult mai simplă comparativ cu produsele în borcane sau cu o serie de alte produse. Pentru că importul de aceste produse în Marea Britanie este în continuă creștere. Acum, dacă cunoaștem atât anul 2019 cât și anul 2020, ne-a întâmpinat cu o serie de penurii, cu o serie de lipsă de produse, în general agroalimentare, așa cum lanțurile s-au scurtat, pe alocuri s-au frânt,
avem situația cu Brexit-ul, cu ne întâmpinăm cu lipsa de șoferi, cu diferite problematici pe logistică. Toate aceste aspecte ar putea, dimpotrivă, facilita intrarea pe piață a producătorilor din Republica Moldova. Acum iarăși, depinde de profilul importatorului sau al distribuitorilor. Evident, dacă lucrați pentru prima oară cu un importator sau distribuitor din Marea Britanie, pentru a crea această încredere și pentru a vă demonstra goodwill-ul, bună credință, cel mai probabil importatorul sau distribuitorul respectiv o să vă ceară acest BRC. Dar din cercetările care noi le-am făcut și din practica curentă, fiind această problematică pe logistică și în general această tăpenorie de produse, cel mai probabil că nu o să fie o cerință prima cap de listă pusă ca și solicitare numărul 1. Da? Asta o putem afla doar din discuțiile cu importatori și cu o serie de importatori care sunt bine mersi și nu prea vor încă să-și diversifice produsele, cel mai probabil o să vă ceară acest BRC ca un argument în plus de ce ar lucra cu dumneavoastră, dar alții care sunt deschiși la colaborare și cum ziceam, e momentul oportun, ar putea să nu o ceară sau să intre în situație, cum zicem noi, și dumneavoastră demonstrând că aveți deja o serie de alte certificate, de exemplu HACCP-ul, de exemplu, acel ISO 22000, și prin faptul că arătați că sunteți în lucru, că îl implementați acum acest standard, ar putea fi de destul dacă o să demonstrați că sunteți ok cu alte aspecte, ziceam de cantitate, ceea ce e foarte important, preț și felul în care puteți să livrați aceste produse. Mai degrabă, aceste aspecte sunt mai importante acum decât neapărat faptul că aveți deja în mână acest BRC. Mersi. Domnule Coșer, noi vă mulțumim foarte mult. În afară de mesajele de mulțumire care vin de la mai mulți participanți la acest eveniment, deocamdată nu văd alte întrebări, dar, așa cum am zis, noi colectăm toate aceste întrebări care apar pe parcursul evenimentului, reușim să răspundem la ele, dacă reușim să răspundem în timpul evenimentului, o să o facem cu mare drag, o să ne ajute toți experții de astăzi, iar dacă nu, atunci promitem să revenim cu răspunsul ulterior. Mersi. Dacă nu sunt alte întrebări, încă o dată vă mulțumim mult, domnule Coșer, rămâneți alături de noi și noi trecem la următorul subiect prevăzut în agenda noastră și vorbim despre regulile de colaborare cu partenerii comerciali din Marea Britanie, tehnici și strategii de promovare a produsului autohton. Și acum ne teleportăm în Marea Britanie pentru a discuta cu ambasadoarea Republicii Moldova la Londra, doamna Angela Ponomariov. Excelență, vă salutăm și vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Am vorbit astăzi despre impactul Brexit-ului și a crizei pandemice asupra relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Și în acest context vă rugăm să ne spuneți care credeți că sunt perspectivele exportatorilor noștri și eventual care sunt instrumentele de suport pe care ambasada le pune la dispoziția antreprenorilor din țara noastră care țintesc piața britanică. Da, vă rugăm, excelență. Bună ziua, stimați participanți. Îmi pare bine să fiu la acest eveniment consacrat oportunităților de export în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care consider că este unul foarte util și informativ din perspectiva importanței promovării relațiilor comerciale-economice dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Din start, aș vrea să subliniez că dimensiunea economică a relațiilor între Republica Moldova și Marea Britanie și anume dezvoltarea cooperării între oamenii de afaceri din ambele țări este, în scopul intensificării comerțului bilateral, este una prioritară pe agenda ambasadei Republicii Moldova la Londra. Și în acest sens, ambasada a stabilit deja un șir de obiective concrete, orientate spre dinamizarea schimburilor comerciale între țările noastre. Mă bucur să constat că în contextul creșterii rolului diplomației economice, în promovarea intereselor țării, începând din luna august curent,
în cadrul ambasadei activează un birou comercial-economic, sarcina primordială a căruia este aprofundarea relațiilor bilaterale comerciale și atragerea investițiilor străine, în particular britanice, în Republica Moldova. Sunt convinsă că acest instrument suplimentar va contribui la identificarea noilor oportunități de colaborare, facilitând contactele între mediul de afaceri din ambele țări. Și în mod deosebit aș vrea să accentuez că avem o bază juridică foarte solidă, despre care astăzi s-a vorbit deja, deci domnul Cușer s-a referit foarte detaliat la acord. Deci această bază juridică foarte solidă care definește acum întreg spectrul relațiilor bilaterale moldo-britanice. Acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare între Republica Moldova și Marea Britanie, care a fost semnat la sfârșitul anului trecut, ratificat recent în Parlamentul nostru și este deja în vigoare. Și vreau să spun că acest acord reprezintă o avansare a nivelului relațiilor bilaterale moldo-britanice la cel de parteneriat strategic și un progres în consolidarea legăturilor bilaterale dintre cele două țări în toate sferele de interes comun. Sunt de acord cu termenul de resetare a relațiilor, iarăși care a fost utilizat de vorbitorul precedent, deci de domnul Cușer. Într-adevăr, este o resetare a întregului spectru de relații bilaterale moldo-britanice. Totodată aș vrea să subliniez că printre obiectivele acestui parteneriat strategic se numără asigurarea condițiilor prielnice pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, inclusiv prin crearea unei zone de liber schimb cuprinzătoare, ceea ce va permite liberalizarea accesului la piață în conformitate cu drepturile și obligațiunile care decurg din statutul de membru al Organizației Mondiale a Comerțului al Părților. Astfel, scopul final al acordului în domeniul dat este de a crea un nou climat avantajos relațiilor economice între părți și, mai presus de toate, dezvoltării comerțului și a investițiilor și de a stimula concurența. Aș vrea de asemenea să accentuez că documentul în cauză conține o descriere foarte amănunțită a procedurilor de import și export a mărfurilor, fiind la mod concret în anexele la acest tratat specificat, este o listă unde sunt specificate produsele originare din fiecare țară pentru care sunt eliminate sau reduse taxele vamale de către cealaltă parte, precum și volumul mediu anual al importurilor, respectiv exporturilor, pe categorii de produse. Rămâne să sperăm că cadrul propus de documentul respectiv va fi valorificat și utilizat la maximum de ambele părți, acesta contribuind la revigorarea și, în final, intensificarea comerțului între Republica Moldova și Marea Britanie. În special, luând în considerație că volumul schimburilor comerciale între țările noastre este încă unul relativ destul de modest, existând cu siguranță un vast potențial pentru a-l majora, inclusiv pentru diversificarea mărfurilor exportate de ambele țări. Iarăși, după cum am aflat din studiul despre care s-a vorbit, este o concentrare de produse care sunt exportate în Marea Britanie, undeva 20 de produse, după cum s-a spus, formează practic un procent
foarte mare al exporturilor noastre în Marea Britanie. De aceea diversificarea cred că este un obiectiv foarte semnificativ. S-a vorbit iarăși despre tendința de descreștere care a fost înregistrată în ultimii ani în schimburile noastre, volumul schimburilor noastre comerciale. Sunt și explicații pe fondalul incertitudinii legate de Brexit, dar și a pandemiei, situației pandemice care a afectat economiile la nivel global. Însă totodată vreau să remarc că sunt și semnale încurajatoare, deoarece statistica arată că deci, în primele 9 luni ale anului curent a fost înregistrată o creștere comparativ cu primele 9 luni ale anului trecut, atât a exporturilor cât și a importurilor. De aceea aceasta ne inspiră optimism că tendința de creștere va fi menținută și în continuare. Deci, Regatul Unit este al 16-lea partener comercial al Moldovei, cu pondere de 1,30% în totalul comerțului țării. S-a vorbit mult despre și foarte amănunțit despre produsele pe care noi le exportăm, mărfurile exportate și importate. De aceea, cred că ne dorim ca condițiile deci preferențiale asigurate de acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare să dea un nou impuls cooperării noastre la mod concret prin extinderea exporturilor din mai multe sectoare competitive moldovenești. Deci, iarăși revin la importanța diversificării exporturilor pe piața britanică. Deci, în această ordine de idei, cadrul juridic consistent, prezența biroului comercial economic în cadrul ambasadei de la Londra, dar și însăși procesul Brexit, pe care îl vedem ca pe o oportunitate pentru oamenii noștri de afaceri, sunt factori importanți care deschid noi perspective pentru consolidarea legăturilor între antreprenorii din ambele țări. Și aici vreau să evidențiez că ambasada de la Londra deja a realizat un șir de activități care s-au soldat cu rezultate concrete, orientate spre promovarea produselor moldovenești în general și a vinurilor în particular în Marea Britanie. La acest capitol vreau să menționez în special evenimentul care s-a desfășurat în vara anului curent în incinta ambasadei, intitulat 100 de vinuri moldovenești cu Jamie Good, aceasta fiind o activitate de o importanță inedită, care și-a adus contribuția incontestabilă la promovarea vinurilor moldovenești pe piața britanică. Pot să mărturisesc că urmare a acestei degustări, companii interesate din Marea Britanie au selectat câteva vinuri care le-au trezit interesul pentru a fi comercializate în această țară. La fel, urmare a evenimentului a fost publicat un raport exhaustiv despre vinurile moldovenești pe unul dintre cele mai vizitate site-uri de vin din lume, aceasta reprezentând o publicitate extraordinară pentru vinurile noastre. De asemenea, chiar pentru ziua de mâine este planificat un eveniment foarte important, pregătit de mult timp în cooperare cu Parlamentul Britanic, în cadrul căruia va fi oferită o posibilitate excepțională de promovare a Republicii Moldova, în particular a vinurilor noastre, la care vor fi prezenți oficiali din Marea Britanie, diplomați, dar și oameni de afaceri din Marea Britanie. Pot să mărturisesc că suntem în plină pregătire și imediat după participarea la acest masterclass ne vom deplasa cu colegii din ambasadă la fața locului să transportăm vinurile și să amenajăm standul Republicii Moldova. Vreau să spun că pentru noi este important să promovăm imaginea Republicii Moldova, vizibilitatea țării
noastre oportunitățile de cooperare în domeniul economic în toate colțurile Marii Britanii și anume acest scop l-a urmărit vizitele oficiale pe care le-am avut în premieră în Scoția și în Irlanda de Nord, unde pe lângă întrevederile cu oficialii din aceste provincii britanice, am avut și discuții la instituții cu profil economic, unde am vorbit nu numai am vorbit despre produsele noastre, dar și le-am prezentat, precum și am îndemnat interlocutorii să își îndrepte privirile în direcția noastră, în particular în ceea ce privește comerțul. În aceeași ordine de idei avem drept obiectiv de perspectivă să depunem eforturi pentru crearea unei camere de comerț bilaterale moldo-britanice, care ar reprezenta un mecanism eficient pentru mobilizarea și susținerea oamenilor de afaceri din ambele țări în scopul consolidării legăturilor între ei și realizării a mai multor inițiative comune. Deci, în încheiere aș vrea să-mi exprim satisfacția în legătură cu faptul că anul curent a adus o dinamizare esențială a relațiilor bilaterale moldo-britanice, fiind deja înregistrate rezultate esențiale în dezvoltarea dialogului bilateral. Printre acestea aș vrea să menționez în primul rând prima reuniune a platformei Dialog Politic și Strategic dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, create în conformitate cu acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare, care a avut loc în luna aprilie, deci urmată în luna mai de vizita la Chișinău a ministrului de stat pentru vecinătate europeană, Wendy Morton, primul oficial britanic de asemenea rang care a vizitat Moldova după 7 ani, deci în ultimii 7 ani. Și bineînțeles, deci de o importanță deosebită a fost vizita la Londra din noiembrie curent a prim-ministrului Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță, în cadrul căreia au fost prezentate angajamentele guvernului inclusiv în domeniul dezvoltării mediului de afaceri, precum și oportunitățile pentru businessul internațional de a investi în Republica Moldova. Aceste evenimente de semnificație majoră au contribuit fără îndoială la promovarea dialogului moldo-britanic multidimensional, stabilind noi scopuri și obiective în relațiile noastre bilaterale, deci în relațiile Republicii Moldova cu Marea Britanie, care este un partener de nădejde al Republicii Moldova și susținător ferm al procesului de reformare și modernizare a societății moldovenești, acordând asistență valoroasă în acest sens, pentru care suntem foarte recunoscători. Vreau să închei prin a-mi exprima recunoștința guvernelor Marii Britanii și Suediei pentru asistența acordată în realizarea acestui proiect, precum și programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, pentru implementarea lui, și să vă asigur că Ambasada Republicii Moldova la Londra rămâne mereu la dispoziția celor interesați de a dezvolta parteneriate bilaterale. Vă mulțumesc pentru atenție. Excelență, vă mulțumim și noi pentru participare, pentru informația, recomandările oferite și vă invităm să rămâneți cu noi în continuare, pentru că urmează să discutăm cu 2 antreprenori care deja au succes pe piața britanică și care au acceptat să împărtășească cu noi experiența lor, unul dintre care este și un exportator de vinuri și, așa cum spuneați și dumneavoastră, vinul este un produs de top exportat de Republica Moldova pe piața britanică. De aceea, probabil că va fi o intervenție utilă și practică și am plăcerea să-i ofer acum cuvântul Nataliei Iarhan,
care este manager în domeniul exporturilor în cadrul companiei Rădăcini Wines și ne va vorbi despre experiența companiei pe piața Regatului Unit. Doamna Irhan, bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc invitația. Da, produsele companiei dumneavoastră noi le vedem în majoritatea rețelelor comerciale din Moldova. Unde le putem găsi în Marea Britanie și cum a început istoria exporturilor dumneavoastră a companiei dumneavoastră în Regatul Unit? Noi am început colaborarea noastră cu partenerii din Marea Britanie în 2015, când este vorba de volume mai mari, vorbesc acum, atunci când am început exporturile către retailer, pentru că asta ne-a generat, de fapt, volume. Este vorba de exporturile de vinuri liniștite îmbuteliate, vinuri spumante și vinuri exportate ca materie primă în vrac. În acest moment suntem cel mai mare exportator de vinuri din Moldova către Marea Britanie, ca și volum. Exportăm către retaileri, top 5 ba chiar, către direcțiile Horeca și către operatorii care se ocupă cu vânzările online. A fost un drum complicat, nu pot să neg. Dacă este vorba de, dacă vorbim de vinurile italiene, spaniole, franceze, pentru aceste vinuri, denumirea țării deja vorbește despre ele, atunci ce ține de vinurile din Republica Moldova a trebuit să depunem un efort și investiții considerabile. Am investit în imaginea de țară, am participat la diverse concursuri, evenimente și am investit în tehnologii, care este probabil cea mai importantă investiție și cel mai mare efort pe care l-am făcut, pentru că, după cum a menționat și domnul Cornel, este foarte important să furnizeze importatorului sau partenerului din Marea Britanie un produs calitativ la superlativ. Aici este important să menționez că am făcut și investiții de marketing, de publicitate și până la urmă și-a dat roadele. Pentru a obține o listare într-un magazin din Marea Britanie, o rețea de supermarket, este nevoie să furnizezi un produs calitativ. Asta înseamnă că, în primul rând, trebuie să treci testul de calitate. Asta înseamnă că, înainte ca să fie acceptat ca potențial furnizor, trebuie să demonstrezi că produsul pe care îl potențial poți să-l exporți face față tuturor cerințelor lor interne. Și aici, da, sunt cerințe contractuale care le primim de la partenerii noștri și presupune registrarea pe diverse platforme ce ține de evaluare și de audituri de calitate pe care trebuie să le facem manual, ba chiar de mai multe ori pe an. Asta ne-a impus să luăm decizia de a ne certifica BRC. Apropo, suntem prima vinărie din Republica Moldova certificată BRC. Această certificare impune niște standarde înalte de calitate și de siguranță alimentului și de întregului proces de producere. Și în paralel cu asta am fost certificați anul acesta și cu IFS. Sunt niște standarde de calitate care sunt vin ca o cerință obligatorie din partea retailerilor și a operatorilor pe magazine online și nu mai vorbesc și despre operatorii ce țin de vânzările Horeca. Da, în contextul dat, noi vă mulțumim mult. Din perspectiva experienței acumulate, iată, despre care ne-ați povestit, ce sfaturi practice ați oferi producătorilor care vor să desfășoare activități pe piața Marii Britanii, mai cu seamă în contextul crizei generate de pandemia COVID-19 și a Brexit-ului, iată, despre care am discutat astăzi?
trebuie să fie, în primul rând, foarte informați. Odată ce o decizie care vrea să penetreze această piață, trebuie să își găsească un punct forte de unde ar putea să sustragă informație despre calitatea produsului, cerințele față de calitatea produsului care urmează să le exporte. Trebuie să cunoști foarte bine piața, să conlucrezi foarte bine cu buyerii ca să setezi exact poziția pe raft care ar putea să-ți genereze vânzări și să-ți setezi un preț foarte bun, care ar putea să fie atractiv pentru potențialii cumpărători. Și numai puțin important este să fii foarte flexibil, să-ți asumi anumite responsabilități ce ține de adaptarea la cerințele speciale ale consumatorului din Marea Britanie, care, sinceră să fiu, suferă schimbări periodice. În condițiile Brexitului, noi am avut o colaborare foarte eficientă cu buyerii și cu partenerii noștri din Marea Britanie și aici este vorba că am fost informați în continuu despre urmările care ar putea avea loc. Este vorba și despre procedurile vamale sau dacă ar putea apărea careva documente sau proceduri care ar trebui să le trecem adițional în urma acestui eveniment. Aceste măsuri au fost luate pentru ca să nu ne punem în situația ca să se creeze situații de out of stock sau să nu fim puși în situația că trebuie să prezentăm documente adiționale de care nu am știut până acum. Am avut parte de o perioadă de tranziție de un an, după cum cunoașteți cu toții. Timp de acest an am continuat să facilităm de facilitățile fiscale avute anterior în cadrul asocierii Moldova-Uniunea Europeană. Acum suntem chiar mulțumiți și nespus de bucuroși despre parteneriatul strategic Moldova-Marea Britanie. Sper să avem cu toții doar beneficii din asta și sunt sigur că vom avea. Ce ține de colaborarea noastră cu Marea Britanie, cu partenerii noștri în contextul pandemiei, dacă să vorbim despre efectele COVID-ului sau pandemiei asupra afacerii noastre, cred că noi suntem din puținele companii care am avut doar de câștigat partea bună a lucrurilor. Este vorba de creșterea, de fapt, în această perioadă a exporturilor și cred că se explică de la sine, pentru că noi exportăm în mare parte către retailer și către magazinele care operează online. Cu toții cunoaștem, în perioada pandemiei s-a stopat consumul de vinuri în cadrul barurilor, pub-urilor, restaurantelor. Persoanele au continuat să consume vin, doar că deja s-a orientat să consume vinul acasă prin intermediul retailerului și a vânzărilor online. De asta partea bună a COVID-ului a fost că cumva am avut și beneficii din asta. Noi exportăm mare parte, adică ponderea cea mai mare a exporturilor către partenerii din UK le revine domeniului retail și iată că am avut de câștigat. Asta se explică de la sine. O altă particularitate de export recent apărută pentru noi ca furnizor este faptul că în contextul strategiei naționale de sustenabilitate și de strategie de carbon net zero până în 2035 pe care o are statul din Marea Britanie și aceasta impune clar clienților din Marea Britanie anumite angajamente pe care trebuie să le ia în acest sens. Noi ca furnizori, de asemenea, suntem primim solicitări de la clienții din Marea Britanie deja de a ne asuma anumite angajamente ce ține de sustenabilitate și aici cumva suntem constrânși deja și impuși poate
în unele momente să ne facem publice anumite planuri și strategii ale noastre interne ce ține de sustenabilitate, consumul de energie electrică, utilizarea poate a resurselor regenerabile de energie, reducerea emisiei de carbon, reciclarea materialelor sau utilizarea materialelor reciclabile. Și iată că asta este o provocare deja pentru noi și asta cred că ulterior va necesita investiții adiționale dacă dorim să continuăm un parteneriat de succes cu partenerii din Marea Britanie. Da, vă mulțumim, doamna Erhan. Da, eu aveam o curiozitate, bănuiesc că și participanții noștri ar vrea să știe, presupun că realizați exporturi și în alte țări. Ați putea să ne spuneți foarte pe scurt ce e diferit în raport cu piața Marii Britanii, dacă există asemenea diferențe? Ce ține de profilul consumatorului, probabil diferențe nu prea sunt, dar totuși vreau să reiterez faptul că colaborarea cu Marea Britanie, cu partenerii noștri, presupune cele mai riguroase condiții de calitate. Odată ce te decizi că trebuie să mergi, că vrei sau ai planuri să exporți către Marea Britanie, trebuie să-ți asumi anumite investiții și să-ți faci un plan bine determinat ce ține de calitatea produsului pe care urmează să-l furnizezi. Asta probabil este cea mai mare diferență. Da, doamna Erhan, noi vă mulțumim foarte mult. Drag. Și vă urăm în continuare mult succes și perseverență. Vă mulțumesc. Și discutăm în continuare ce și cum putem face pentru ca produsele noastre să ajungă pe piața britanică și vorbim despre o altă companie, o altă experiență, dar o companie care se bucură de același succes pe piața Regatului Unit. Și acum am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Ion Cuhal, care este directorul companiei Novanat, o companie care exportă nuci în Marea Britanie și, din câte înțeleg, nu doar pe această piață, de aceea ne va putea probabil oferi o informație la fel foarte valoroasă și în comparație cu alte piețe. Domnule Cuhal, vă salutăm și vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Când și de ce a devenit atractivă piața britanică pentru companie pe care o reprezentați? Bună ziua, excelență, dragi colegi! Vă mulțumesc în primul rând pentru posibilitatea de a ne exprima și experiența noastră în cadrul acestui eveniment de oportunități de export în UK. Ce să vă spun? Avem o experiență deja din 2013 cu livrări constante pe piața UK. Și la moment ne ridicăm la circa 100 de tone de miez de nucă livrate atât importatorilor cât și distribuitorilor pe piața UK. Produsele noastre le puteți găsi în retailerii Holland & Barrel, Asda. 90% din ceea ce livrăm produse premium certificate organic, ecologic. Din ceea ce știți dumneavoastră, este un boom, cred că ultimii 5, 6, 7 ani pe piața UK, healthy food, unde mergi în Londra, vezi peste tot healthy food, healthy food, organic și așa mai departe. Deci am intrat și în trendul ăsta. Cu adevărat, impactul pandemic a afectat business-ul, simțim aceasta prin ce că în ultimii 2 ani au scăzut livrările practic la 50%. În afară de impactul pandemic, cred că și Brexit-ul a accentuat diminuarea de raporturi comerciale între Republica Moldova și UK, dar oricum suntem foarte încrezători că se va restabili. Cel puțin noi suntem foarte onorați să fim prezenți pe piața UK și aș dori să spun că a fost o posibilitate extraordinară să conlucrăm cu niște companii foarte mari și în același timp care ne-au deschis și niște porți, ne-au creat niște poduri, că prin livrările din UK am ajuns și în Australia. Deci livrăm și în Australia, și în Noua Zeelandă, și în SUA, și în UK. Cred că avem vreo
25 de țări destinatare a produsului nostru și ceea ce s-a reiterat până acum de colegii noștri este un punct foarte, calitatea. Deci dacă vorbim de calitate, UK și cumpărătorii noștri pun accentul în primul rând pe calitate. Înainte de livrare, noi facem toate testele de laborator în Uniunea Europeană, la companii, la laboratoare independente, licențiate și doar după aceasta livrăm marfa, care apoi venind în UK, din nou este supusă anumitor teste de laborator. Este important să vă spun că trebuie să investiți pentru cei care ar dori să nimerească pe piața UK, să investească în calitate și în certificări. Unii clienți doresc să aibă certificarea BRC, British Retail Consortium. Noi, la rândul nostru, suntem certificați AFS, AFS versiunea 7. Cred că suntem prima companie din Moldova care deja avem implementat și certificat AFS versiunea 7. Și aceasta îți dă anumite pârghii sau anumite posibilități să penetrezi piața. Sunt foarte exigenți, sunt exigenți la calitate, la termene, la condițiile contractuale și numai prin corectitudine poți să penetrezi această piață. Este o piață interesantă, este o piață în dinamică și cum și-a menționat și domnul Coșer, în ultimii doi ani este o scădere. Este o scădere negativă de raporturi bilaterale de exporturi din partea Republicii Moldova, dar bănuiesc e legat și de pandemie și de Brexit. La moment ceea ce simțim, produsul nostru este un produs scump și cumpărătorul cumpără from hand to mouth. Deci ceea ce are nevoie acum, nu face stocuri, nu încearcă să facă anumite jocuri că uite marfa va scădea, să țin să investesc în stocuri, dar cumpără foarte, foarte strictul necesar. Și mai avem și o altă problemă, ceea ce ține de noi. Este destul de complicat să exporți loturi mici în Anglia. Este un proces costisitor și nu sunt foarte mulți transportatori care ar dori să facă part loads-uri transportation în Anglia. Pe parcursul perioadei în care activăm și livrăm marfă în UK, am avut și diferite istorii, chiar au fost niște istorii cu genă de umor, când doi ani în urmă am livrat un camion cu miez de nucă și când a ajuns în Dover, să se dovedească că în camionul nostru erau 6 migranți care au intrat într-o parcare. Deci camionul a staționat o noapte înainte de îmbarcare pe vas în Franța și atunci ăștia cumva au intrat în camion pentru a nimeri în UK. Deci ne-au mâncat două cutii de nuci. Normal că nimeni nu le-a achitat, dar a fost o experiență foarte interesantă și asta. Atunci când am trebuit să facem și debit note-uri și recalcularea invoice-urilor și recalcularea declarațiilor vamale, deci a fost o experiență foarte interesantă și pentru noi, că nu ne-am așteptat. Dar, slavă Domnului, totul e bine. Deci, pentru cei care doresc să penetreze această piață, este o piață interesantă, vă rog că aveți grijă de conlucrarea cu partenerii, auziți ce au nevoie și investiți în calitate. Asta ar fi mesajul meu. Domnule Cuhal, vă mulțumim foarte mult. Vroiam doar să vă întreb, cerințele minime înaintate de partenerii britanici s-au schimbat în ultimul timp, dacă puteți așa punctați să ne ziceți câteva momente? Că au devenit mai riguroase. Deci tot solicită certificări noi. Deci trendul este să fie certificat coșer, certificare AFS, HACCP, de asemenea organic pe mai multe standarde. Cel puțin certificările anuale pe noi ne costă compania noastră peste 25.000 de euro, ce este o sumă destul de mare, aș spune. Dar fără această investiție nu poți penetra aceste pieți.
Cel puțin noi investim în calitate, investim în promovare. Am participat din contul nostru la două expoziții din Londra, 2017, 2018, 2019, la Expo Food. Și nu s-a soldat cu așteptările noastre, totuși s-au investit bani, dar toți au fost interesați, dar feedback nu am avut așa mult. Totuși am înțeles că e mai simplu să lucrăm cu importatorii și distribuitorii direct, care deja îi avem tradițional, decât să fim prezenți la aceste evenimente ca târguri internaționale. Asta a fost experiența noastră pe parcursul ultimilor 3-4 ani. Vă mulțumim mult, domnule Cuhal, pentru participare, pentru recomandările oferite și sperăm că exemplul dumneavoastră să inspire și alți producători. Vă mulțumim. Noi sperăm că acest masterclass să contribuie la sporirea exporturilor de produse și servicii din Republica Moldova în Marea Britanie, la stabilirea unor parteneriate de afaceri durabile și la valorificarea tuturor oportunităților comerciale pe care le oferă parteneriatul strategic încheiat între Moldova și Marea Britanie, despre care s-a discutat astăzi. Iar ca rezultat sperăm să crească volumul exporturilor pe piața Regatului Unit. Pentru că ați văzut așa cum arată studiul realizat în cadrul proiectului iTrade și care a fost astăzi prezentat, piața britanică reprezintă un potențial care nu este valorificat pe deplin de Republica Moldova, așa că avem loc pentru mai bine. Din păcate, timpul rezervat acestui masterclass a expirat. Dacă mai sunt întrebări în chat, reiterez, noi promitem să revenim cu răspunsuri la toate întrebările care au fost adresate. Și pe final, permiteți-mi să mulțumesc Suediei, Marii Britanii și PNUD pentru asistența acordată, inclusiv pentru organizarea acestui masterclass. Vreau să mulțumesc din numele echipei iTrade, proiectului iTrade, tuturor vorbitorilor pentru prezentările valoroase care au fost astăzi expuse de toți vorbitorii noștri și nu în ultimul rând tuturor participanților pentru interes și implicare activă. Noi vă mulțumim încă o dată, vă dorim tuturor sănătate și o zi frumoasă în continuare. Le punem.